Municipalitatea Pitești se apropie de finalizarea pregătirilor pentru ediția a 38-a, care se desfășoară în perioada 24-26 aprilie. Pentru ediția din acest an a Sinfoniei Lalelelor și-au anunțat prezența peste 50 de firme care vor avea aranjamente florale la Casa Cărții. În expoziția Dendrofloricolor își vor găsi locul și 23 de standuri ale unor unități de învățământ, iar la Parada Florilor vor participa elevi de la peste 55 de instituții de învățământ. În centru vor mai fi peste 120 de comercianți care vor vinde flori și produse de grădinărie, dar și peste 60 de comercianți cu produse de artizanat. Există chiar și expozante peste hotare. Olandezii deja au sosit, se apucă de treabă pentru a pregăti cele 6 exponate și carul alegoric ce va defila în fața delegațiilor. Până acum au confirmat că vor veni la Sinfonie reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România, ale Germaniei, Braziliei, Japoniei și Iranului, dar și ai orașelor Cracuievaț din Serbia, Chișinău din Republica Moldova, Tinarlo din Olanda, Afion din Turcia și reprezentanți ai mai multor orașe din Grecia. Acestea sunt cupele care se înmânează cu ocazia evenimentului la celor care participă, și anume cupele acestea mari sunt pentru delegațiile oficiale, cupele mijlocii pentru expozanți, iar cupele acelea mici fac parte din materiale promoționale care se dau delegațiilor care ne vizitează.